Madiță este acolo, vedeți? Muntele ăla. Da, da, da. Ăla e muntele Nebo. Și armata lui Iosua, izraelitică, după Madiță, au trecut Iordanul, care trece aici în vale, și s-au stabilit în fața muntelui Nebo, adică pe partea asta la. În orice caz, munții care îi vedeți se numesc Moab și sunt munții iordanieni, aparțin de acum Iordaniei. Au o înălțime mai înaltă decât în munții deșertului în Israel, peste 1000 de metri și ninge acolo iarna câteodată. Munții Moab, de numele triburilor moabite, care trăiau aici în perioada Bibliei. Și vedeți și Marea Moartă. Este cea mai sărată mare din lume. 30% sare. Lacul Tekergil are 2%, lacul Salt Lake City, lacul din Salt Lake City are 8%. Marea Moartă are 30% sare, sau dacă vreau să fiu mai specific, 272 de mililitri la metru cub de apă. Și enorm de sărată. Sunt 4 minerale în Marea Moartă. Sodiu, potasiu, bromină și magneziu. Din sodiu și potasiu se prefabrică îngrășăminte chimice pentru agricultură, substanțe pentru industria chimică, cosmeticele care o să le vedem acum la reprezentanța firmei Ahavan și firmei, da, firmei Premier. Și din magneziu se face un metal foarte dur și foarte ușor pentru industria de piese de schimb de botoare sau motoare. Da? Din magneziu. Societatea Volkswagen, VW, cumpără magneziu de la întreprinderile din Marea Moartă, da? Pentru producerea motoarelor TDI Volkswagen. Acum plantația. Copacii ăștia înalți care îi vedeți și tufișele alea mai joase sunt cele două plante care n-au nevoie de picătură la rădăcină, care au nevoie de foarte puțină apă și cresc în natural în deșert. Singura plantă în Israel, singurele plante care crește singur și chiar în deșert. Vedeți? Tufișul ăsta mic se numește în limba arabă mlawah, că e tufiș de sare, și adică e o plantă de sare. Și femeile beduine se folosesc de această plantă în mâncările beduinilor, că e foarte sărată. Dacă rupeți frunza în două și puneți limba, e foarte sărată. Copacul mai înalt se numește rotem în limba ebraică și el are o calități că poate să ardă 12-24 de ore și să nu se ardă. Se presupune că ăsta să nu se stingă, pardon. Se presupune că ăsta era copacul care ardea pe muntele Sinai, când Moise s-a urcat pe munte și vocea divină i-a zis jos pantofii care îi poți, care ai în picioare, că locul care îl ai e sfânt, care stai pe el e sfânt, și așa un copac ardea când vocea divină vorbea. Asta este copacul Rotem, da? Și tufișele se numesc Mlawah. Marea Moartă, dimensiunile. Marea Moartă are 72 de kilometri lungime, 17 kilometri lățime, la locul cel mai larg. Are 1000 de kilometri pătrați și o adâncime medie de 400 de metri în locul cel mai adânc. Mai puțin, mi se pare, 374 de metri, din cauza că staționează exact pe falia siriană-africană. Aici, în zona asta, suntem în zona de nord-vest al Cisjordaniei, cum am zis, și sunt trei colonii agricole evreiești izraeliene, Almog, Calia și Qumran. Ele produc agricultura în deșert și au crescătorii de palmier fructier, vedeți? Palmier de curmale. În zona asta, ei cresc și palmier nefructier, care le cresc la o înălțime, după că 2-3 ani le vând primăriilor din Israel pentru a fi replantate în grădini publice sau în parcuri. Și alea care le vezi pe șosele. Noi mergem acum, la Qumran. Acolo sunt ruinele cetății esenienilor.
Dar noi de mergem pentru a vizita complexul turistic comercial al zonei, unde vom vizita magazinul de reprezentanțe ale celor două firme mari de creme din Israel, Ahava și Premier. E singurul e singurul în zona de nord, singurul magazin singurul magazin reprezentanță, care e reprezentanța acestor filme. Uitați cămile, vedeți? La dreapta. Da. Singurul magazin de reprezentanță care are prețul de reprezentanță și nu de magazin, de creme, adică contra bolii de psoriasis, creme medicinale, creme cosmetice pentru doamne. Sigur, vă explic eu totul. Creme antirid, antigen pentru femei. Creme pe... Exact. Creme pentru bărbați. Nu, sunt chiar foarte folositoare. Pentru bărbați se fac. Da. Acum, cremele astea sunt cu o intensitate foarte mare de minerale. Și de aceea, de exemplu, cremele antirid, adică ridurile nu dispar, dar intră foarte bine în piele pentru o perioadă temporară de câteva luni. După aceea, încă o dată trebuie dat cu această creme. Dar, din punct de vedere de prețul, sunt foarte combinabile din cauza că e reprezentanță. Acum ei iau reprezentanțe în toată lumea, dar în mult